Salut, balanțe! Voi face citirea pentru luna plină din Taur. Aveți pe 15 noiembrie, la ora 23-28 ora Bucureștiului, se perfectează luna plină din uh, Taur. Luna este în Taur, în 24 de grade Taur, soarele este în 24 de grade Scorpion. Scorpion pentru voi reprezintă resurse, bunuri materiale create de munca voastră și uh, 24 luna reprezintă aproape este de conjuncția cu Uranus și arată în primul rând uh, schimbările, transformările care apar în aceste resurse și aduc foarte multe tensiuni, nervozitate. Și ele pot fi valorificate în Neptun retrograd, Neptun din pești. Am putea spune în rutina zilnică, munca voastră, în creativitate, în sănătate, puteți să valorificați aceste tensiuni. Se mai acumulează în Venus acea energie a nodurilor lunare care este pe axa Balanță-Berbec. Vorbim de contractele voastre, asocierile voastre, relațiile voastre unul la unul și sunt acumulate toate în Capricorn. Vorbim de familie, de cămin, de trecut, de relația cu partenerul de viață sau cu, cu părintele de același sex. Uh, rezolvarea lor ar fi în casa opusă, dar după cum vedeți, în casa opusă ar reprezenta racul. Și nu mai avem nicio planetă în rac. Deci, uh, guvernatorul racului, Luna, este în Taur. Deci, uh, s-ar părea că aici, în Venus, veți avea aceste tensiuni foarte puternice. De asemenea, mai aveți tensiuni pe axa Gemeni-Săgetător. Vorbim de comunicare, de ceea ce va da vouă. Deci, comunicarea cu frasurori, vecini și uh, cunoașterea, studiile, călătoriile, uh, cunoaștere filozofică, uh, credință religioasă, uh, spirituală. Aici apar niște tensiuni care, din nou, nu pot fi rezolvate, nu au nicio rezolvare. Tensiunea de pe axa nodurilor lunare mai pot fi rezolvate în Leu, adică în Marte, unde Marte este înainte de a intra în retrogradare, deci este într-o zonă de penumbră, deci este Marte, Marte din Leu. Acțiuni pe care le puteți face. Uh, legate de uh, relațiile voastre uh, ale balanțelor, relații cu prieteni, cu protectori, asociații profesionale, dar sunt relații care oricum uh, sunt trecute prin acest spectru al lui lit. Uh, deci, uh, cam acestea ar fi în principal ascendentul momentului este în leu. Aduce foarte mult foc și Dorința de a rezolva, de a face dreptate, de a vi se face dreptate. Haideți să vedem ce primiți din partea tarotului pentru această lună plină care va duce foarte multe schimbări. La baza pachetului, iată, aveți o confruntare, o rivalitate care se bazează întotdeauna pe mici bârfe, mici răutăți. Aspectul nu este benefic, fiindcă niciodată nu veți ști cine câștigă. Aveți o glandă tiroidei, a gâtului ceacra gâtului, deci vorbim de glanda tiroide, vorbim de echilibru în sănătate și de aspecte care uh, vă ajută să puteți să vă luați să vă asumați niște răspunderi aici vorbim de o regină de cupe, o femeie cu ascendent zodie lună plină în rac uh, care își folosește foarte bine intuiția uh, ea arată întotdeauna sensibilitate romantizm, preocupată de familie de strămoși de trecut, dar întotdeauna schimbătoare. O femeie în care știe să-și folosească intuiția, știe să afle secretele celorlalți și inteligența. Și lucru pe care și voi trebuie să-l faceți, să vă folosiți de intuiția voastră. Aveți aici a treia arcană, apare un furt. Cineva încearcă să vă fure, să vă mintă, să vă pure bunurile. Uh, aveți nevoie de energie, un șapte de spade, aveți nevoie de acea energie de puterea care vă dă uh, plexul solar care este uh, aflat chakra plexului solar, aflat în zona abdomenului și este un aspect legat de foc, de energia focului. Patru de cupe uh, vă duce cu gândul la o așteptare. Aveți trei cupe pline în fața voastră și așteptați să primiți încă o cupă plină pentru a avea acel echilibru, să aveți acele patru cupe pline, să aveți armonie, înțelegere, iubire, venirea unui copil și ceacra gâtului care din nou vă cere să vă faceți acea, ați mai avut odată ceacra gâtului, trebuie să vă asigurați energia, da? pentru a, a putea să vă asumați anumite responsabilități și iată că responsabilitățile voastre sunt legate de o alegere. Pe data de șase. Dar și de un rege de spade, care la fel își folosește foarte bine mentalul și poate să dea anumite concluzii. Și, în data de 6, aveți această alegere de făcut, alegere cu chakra între două aspecte, viciu și virtute. Uh, un lanț de flori, un lanț de fier, Bun, trebuie să alegeți lanțul de flori, fiindcă el durează mai mult în timp, sau dacă vă doriți, puteți să luați virtu uh, viciul. Uh, și bineînțeles, aveți aici și această chakra inimii care spune că aveți nevoie să faceți un echilibru între emoții, sentimente și relații astfel încât să aduceți armonia în viața voastră, să vă folosiți de această creștere, de această chakra inimii, de o creștere, de o vindecare și de o regenerare. Haideți să vedem cele trei cărți care vi sunt date, da, deci iată patru de spade, deci trebuie să vă regenerați, să vă căpătați vitalitatea, energia și forța, puterea voastră vorbim de această să zicem prima, deci patru de spade, deci trebuie să vă regenerați, să vă refaceți după un trei de spade. Este un moment dificil această regenerare. Arată o ceacră a gâtului. Vorbim de acea energie pe care trebuie să o folosiți pentru a vă echilibra sănătatea, a putea să vă asumați responsabilități. Și uh, un 8 de monede care arată munca voastră, eforturile pe care le faceți, aveți nevoie de energie, de putere, aveți nevoie de energie din zona abdomenului, vedem această ceacră a plexului solar, o ceacră de, care are elementul foc, deci aveți nevoie de această energie și de forța voastră în data de 8 trebuie să vă folosiți această forță vorbim de din nou de o ceacră a plexului solar deci din nou de energie de putere pe care trebuie să le acumulați soarele în leu arată forța care o aveți în interiorul vostru pentru a-i Ține sub control o situație dificilă. Vă folosiți de credință, vă folosiți de spiritualitate, de uh, uh, intuiție, uh, de uh, comunicare, de sentimente, de uh, relații uh, pentru a ține toate această situație dificilă sub control sau o persoană pe care trebuie să o țineți sub control. Să ne și unele. S-ar părea că totul depinde de voi. Bun. Deci s-ar părea că ați luat o decizie, o decizie greșită. Acum trebuie să corectați această decizie greșită pe care ați luat-o și nu este ușor. Va trebui să căutați persoane care să vă ajute. Va trebui să aveți relații. Aici este o runa a relațiilor, dar și a acumulării a resurselor. Este o rună care arată un blocaj, deci un îngheț. Acest aspect este înghețat datorită alegerii voastre, o trădare a unei femei care v-a trădat sau o situație în care voi nu v-ați folosit intuiția voastră poate să reprezinte și acest aspect că nu v-ați folosit intuiția și este uh, un moment în care uh, veți suporta aceste stagnare impusă, dar uh, aveți o rună care vă spune că dacă voi vă doriți ce este posibil, ce este adevărat, ce este corect, Dreptatea și adevărul, atunci veți avea parte de o creștere, de o rezolvare a situației în favoarea voastră, o acumulare de resurse, daruri materiale, daruri spirituale și un aspect benefic cu cele două rune. Aceasta a fost citirea pentru voi. Dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să ajutați canalul să se dezvolte, dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!